Suntem săraci, dar avem prețuri mari, deși românii sunt la coada clasamentului salariilor din Europa, plătesc prețuri mai mari decât polonezii, de pildă la alimente, transporturi și haine, arată datele Eurostat. Deși suntem alături de bulgari, la coada salariilor în Europa plătim mai mult pentru kilogramul de carne decât polonezii sau muntenegrenii. Și la fel stau lucrurile și în cazul altor produse de strictă necesitate, alimentare, lapte, brânză, ouă. În România prețurile le depășesc pe cele din Cehia, Ungaria, Lituania și alte câteva state. Până și la haine suntem mai scumpi decât ungurii sau locuitorii Macedoniei de Nord. Pentru haine, de pildă, România plătește circa 80 de lei, în Bulgaria, Ungaria, Turcia și Macedonia de Nord prețurile sunt mai mici. Discutăm despre asta cu analistul economic Adrian Negrescu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Asta în condițiile în care se tot vorbește de puterea noastră de cumpărare, care a crescut și crește, Adi Negrescu, nu? Da, asta arată pe de altă parte cât de mari sunt dezechilibre din economia românească, din economia reală, acolo unde există într-adevăr în unele zone carteluri care acționează și dictează prețurile, care stabilesc politicile de pricing, și vedem statul român care nu intervine în niște sectoare unde e nevoie de o reglementare suplimentară, în așa fel încât să nu ajungem la astfel de prețuri, pentru că într-adevăr am ajuns să avem prețuri în zona energiei, de pildă, în zona agriculturii, în zona produselor care au legătură cu consumul obișnuit al românului de zi cu zi. Am ajuns să avem prețuri mai mari decât în regiune și aproape la nivelul celor din Marea Britanie și Franța, ceea ce ridică multe semne de întrebare privind modul în care sunt realizate aceste prețuri și ce adaosuri comerciale oare au acei comercianți care vând aceste produse și servicii în România și de ce nimeni nu întreabă de sănătate, de ce nu avem asta niște controle pe aceste segmente. Asta e o discuție pe care o avem și în privința prețului la combustibil, de pildă, nu? Sau la carburant, scuze. Atunci când ne tot minunăm de cât cresc prețurile la pompă și te gândești, domnule, dar unde sunt limitele, nu se poate așa ceva, românii nu-și permit, dar uite că totuși unii își permit și alimentează. Și atunci, probabil, legea cererii și oferte îți spune că, indiferent cât de anormal pare, dacă există cumpărători de carburant la prețurile alea, atunci ele vor rămâne la acel nivel. Da, dar nu poți construi o economie stabilă, o economie predictibilă pe astfel de principii. Și dăm de exemplu, de pildă, industria alimentară, acolo unde știm foarte bine ce se întâmplă în hipermarketuri. Aproape 60% dintre produsele vândute în hipermarketuri vin din import. De ce? Pentru că importurile reușesc să ofere proprietarilor de hipermarketuri și supermarketuri prețuri mai bune, o calitate mai bună a produselor și volumele pe care industria autohtonă nu reușește să le acopere. Disponibilitate oricând. Da. Da, asta este marea problemă. Și acolo e politică de stat. Acolo trebuie să încurajezi sectorul agricol. Avem cel mai mare grad de fărâmițare al fermelor din Uniunea Europeană. Adică avem foarte multe ferme agricole mici, cu 2-5 hectare. De pildă, la noi, aproape 80% dintre ferme au până în 5 hectare. În Polonia au până în 8 hectare, iar în Germania până în 60 de hectare. Adică noi trebuie să ne gândim la o politică în așa fel încât să stimulăm și producția internă, mai ales pe zona asta alimentară, care este extrem de importantă pentru români și nu numai pentru ei, dar aici e vorba de politică de stat. Pe de altă parte, da, există și problema consumatorilor, cel care aleg să cumpere produse la niște prețuri mai mari decât dacă le-ar cumpăra dintr-un magazin din Barcelona, mă refer aici la industria de fashion. Acolo ține de modul în care se pricep să cumpere, ține de educația financiară și poate de consumer a românilor, și lucrurile s-au mai schimbat. Vestea bună e că s-au mai schimbat în ultima vreme și comerțul ăsta online, care a crescut spectaculos în România în anul pandemiei, a dovedit faptul că oamenii încep să caute diferite prețuri, să vadă și alternativele și să nu mai cumpere din primul mall pe care îl văd în fața ochilor produsele la prețurile care mai se oferă. Poate că e și o problemă de mentalitate, nu? De dorință, de status social. Atunci când știm foarte bine cum cumpărăm în anumite momente, nu toată lumea, evident, cum coșuri cu vârf în perioada sărbătorilor, temiri, ce se întâmplă cu acele produse, o parte ajung să fie aruncate, fie vorba între noi. În magazinele de haine la fel, telefoane mobile, gadgeturi de un anume fel,
în detrimentul altor produse. Ce vreau să spun este că dacă produsele astea sunt scumpe, dar totuși există cumpărători pentru ele, pentru că nu-și cumpără pastă de dinți sau, eu știu, cărți în rest, ele vor rămâne la aceste prețuri, nu? Da, cu siguranță, pentru că suntem în țara în care există adaos comercial de 1000%. Sunt produsele din zona de lux și nu numai ele, produsele electronice, spuneai tu de ele, unde adaosurile sunt semnificative față de prețurile practicate în alte țări. La noi un produs electronic poți cumpăra chiar și la preț dublu față de Franța sau Germania. Și sunt multe exemple în acest segment. Contează foarte mult să deschizi ochii, ca să nu deschizi punga, cum se spune în folclor, și trebuie să te gândești tu ca cumpărător dacă ești capabil și merită acel produs să-l cumpere acum, dacă ai puterea financiară de a-l cumpăra. Și aici o mare capcană pe care băncile o întrețin în România, aceste cumpărături în rate care din păcate pe mulți dintre români i-a dus în zona creditelor neperformante, adică i-a făcut să plătească cu garanții, cu din salariu, niște lucruri de care poate nu aveau nevoie. De asta ține educația financiară. Pe de altă parte, și revin la rolul autorităților în acest domeniu. Spuneai mai devreme de zona carburanților. Păi acolo, cred că, știu că exista o anchetă a Consiliului Concurenței derulată pe mai mulți ani legată de cum se evoluează prețurile astea la carburanți, că la noi prețurile tot cresc, niciodată nu scad când e vorba de prețul petrolului. La fel se întâmplă acum în piața de energie și știm ce se întâmplă de la 1 septembrie, atunci când prețurile, inclusiv pentru zona liberă, adică consumatorii aflați în piața liberă, vor crește cu aproape 20%. Păi unde sunt autoritățile statului care să vadă de ce cresc prețurile în România mai mult decât în alte țări? Mulțumesc foarte mult, Adrian Negrescu.